Șoseaua de centură a Sucevei are două grupuri sanitare. Cel construit în parcarea dinspre Fălticeni nu a funcționat niciodată după finalizarea lucrărilor, pentru că, susțin drumarii, hoții ar fi sustras din interior și exterior instalații sanitare și electrice în valoare de 544.000 de lei, adică 100.000 de euro. Deși furtul ar fi fost constatat de reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, în luna aprilie a acestui an, plângerea la poliție a fost depusă abia în iulie. Lucrările au fost finalizate încă din luna septembrie anului 2020, însă abia în luna aprilie anului 2021 figurează o predare între constructorul care a efectuat lucrările efectiv și administratorul lucrărilor. Cu toate acestea, abia la circa două luni și jumătate, trei, a fost efectuată o primă evaluare a situației din zonă și depusă și plângerea respectivă cu privire la potențială infracțiune de furt. De asemenea, proprietarii și administratorii invocă un prejudiciu de circa 500.000 de lei, care până la ora actuală nu a fost justificat cu documente în cadrul dosarului penal. Concret, printre altele, din interiorul și exteriorul toaletei au dispărut stația de epurare a apelor uzate cu suflantă, aer și tablou automatizare, numai acesta fiind în valoare de 300.000 de lei, grupul de pompare cu tablou automatizare și hidrofor, stația de pompare a apelor uzate, pompa submersibilă, precum și 6 capace de la fosă. Întrebați dacă pot dovedi cu fotografii că echipamentele respective au fost montate în toaleta din parcarea șoselei de centură înainte de a fi sustrase de hoți, drumarii au spus că există documente, dar nu și imagini. De altfel, fotografii nu au fost depuse nici la dosarul de la poliție. Deși actele depuse la dosarul cauzei au un, să spunem, caracter special și un caracter probator, pot să vă spun, în schimb, că până la această oră, asemenea documente nu au fost depuse de către cei care invocă paguba respectivă. Există o pistă, aveți suspecți până acum că totuși au trecut câteva luni de la depunerea acelei plângeri? Având în vedere și documentele foarte puține pe care vă spuneam că există la dosar, elementele sunt de asemenea în ceea ce privește cercul de suspecție minime. Se continuă cercetările însă și sub aspectul stabilirii cu exactitatea situației de fapt. Să vedem dacă într-adevăr este vorba de o faptă penală de furt sau se conturează și alte aspecte de natură penală. Toaleta călcată de hoți este închisă în momentul de față. Deși nu a funcționat niciodată, de pe pereții exteriori și interiori a început să cadă varul, semn că lucrările nu au fost de cea mai bună calitate. Șoferii de tir care opresc în parcarea dinspre Fălticeni pot folosi cele două toalete ecologice care au fost aduse recent în zonă.